Un polițist sucevean a fost găsit spânzurat în propria casă, în localitatea Mihoveni. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de mama sa, care a sunat la 112. Colegii săi spun că bărbatul probabil nu a mai făcut față presiunilor din sistem. Vasile Krakowski era agent de siguranță publică la secția de poliție Burdujeni și se afla în concediu de odihnă începând din 1 noiembrie. Potrivit jurnaliștilor de la ziar de Suceava.ro, acesta locuia singur, iar cu o zi în urmă și-a petrecut timpul la locuința mamei sale, ajutând-o la diverse treburi gospodare. În jurul orei 16, polițistul a mers la el acasă pentru a aprinde focul în centrală, însă nu s-a mai întors la locuința mamei, după cum convenise cu aceasta. Ulterior, femeia s-a deplasat la locuința fiului său, găsindu-l pe acesta într-o magazie spânzurat cu un cablu de oglindă. Aceasta a solicitat intervenția poliției și a ambulanței, cei din urmă constatând decesul bărbatului. Polițistul nu a lăsat niciun bilet care să-i explice gestul. Colegii săi spun însă că presiunile venite din partea șefilor l-ar fi făcut să-și pună capăt zilelor. Cele mai bune decizii, alteori le alegem pe cele mai greșite. Colegul meu a clacat, răpus de nemernicia sistemului, influențat fiind de-a lungul carierei de unele sfaturi nu tocmai binevoitoare. Nu cunosc varianta oficială, dar pot să vă spun ipoteza ce se difuzează pe fondul instituției de colegii mei, potrivit căreia, în urmă cu ceva vreme, colegul meu s-a pensionat, fiind ulterior rechemat la muncă, întrucât i s-a greșit capul în perioade de concediu. Se pare că ar fi fost determinat sau convins să întocmească un raport în care să solicite concediu fără plată pentru acea perioadă care a fost acasă. Polițistul mai spune că fostul său coleg era un om foarte dedicat muncii. Cunosc foarte bine, profesional, era foarte determinat. Muncea cu determinare, era foarte pasional, dar uneori punea totul la suflet. Chiar îl afectau micile, orice mic inconvenient îl afectau foarte tare. În acest caz s-a întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.